Republica Moldova a marcat la 1 octombrie Ziua Internațională a Persoanelor Înaintate. Conform datelor statistice, actualmente persoanele cu vârstă înaintate constituie 20% din populația țării. În anul curent, din resursele Fondului Republican de Susținere Socială a Populației, au fost alocate 4 milioane lei pentru acordarea ajutorului material pentru peste 34.000 de persoane în vârstă. Vineri și bătrânii din orașul Glodeni au fost vizitați de asistenții sociali din localitate. Noi suntem obișnuiți cu neajunsul. Așa că nu ne pare chiar așa de greu cum le pare la tineret. Drept că pensia e mică, n-avem ce spune în comparație cu prețurile de la piață. Dar eu am noroc și stă ficiorul cu mine și mă servească. Eu nu pot să mă plec desuori, eu nu pot să duc o caldare de apă de acum pentru că puterile nu mă lasă. Ei, dar o mâncare nu fac. Un colp ștert. Deși mulțumiți de ajutorul primit, bătrânii au declarat că sănătatea este mult mai scumpă și și-au dorit unii altora bătrâneți ușoare. Singura susținere mai sunt vecinii și mai rar copiii. Le doresc sănătate. Sănătate. Asta e mai mult decât tot. Nimic nu ajută, nici banul, nici munca. Să muncești cât poți, la ilietate, să muncească, să îmble, să facă măcar cât de puțin, dar să nu știe. De menționat că decizia de a consemna la 1 octombrie Ziua Internațională a Oamenilor Înaintate a fost luată în octombrie 1990 în cadrul sesiunii a 45-a Adunării Generale a ONU. În Republica Moldova, această zi este marcată din anul 1992. Diana Zaporojan, Mihai Moldovanu pentru știri.